Începând cu 1 martie și până în data de 16 mai, fermierii pot depune solicitările pentru cererea unică de plată pentru anul în curs la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA. În plus, conform directorului general al APIA, Adrian Pintea, care alături de ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu a efectuat recent o vizită în județul Hunedoara, de astăzi fermierii pot obține adeverințele necesare pentru accesarea de credite. Pe lângă activitatea curentă, să spun așa, agenției de primire a cererilor de plată aferente anului 2022, care a debutat la data de 1 martie până la data de 16 mai inclusiv, în această perioadă, având în vedere situația prin care trec fermierii, lipsa banilor, lipsa lichidităților, scumpirile la motorină și așa mai departe, atunci am găsit o soluție, am încheiat convenții cu toate băncile comerciale cu care fermierii noștri lucrează și în momentul în care tu, fermier, ai venit să ai depus cererea la plată, în momentul în care trece printr-un control administrativ, pe urmă se poate elibera acea adeverință. Adeverință pe care o să eliberăm, așa cum a anunțat și domnul ministru, începând cu data de 16 martie. Adrian Pintea a mai precizat că aceste credite vor avea o dobândă preferențială și vor fi garantate de către APIA. Cu data de 16 martie vom elibera aceste adeverințe. Ce înseamnă această adeverință? Pentru tu care ai venit și ai depus cererea de plată la APIA, noi am negociat cu toate băncile comerciale cu o dobândă de 1,9% plus robor. Prin acea adeverință eu îți garantez că garantez acel credit și până la 90% din suma pe care tu poți să o iei prin cererea de plată pe care noi trebuie să o ia în anul 2022. Mai multe detalii se pot afla de pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de la Centrul Județean al APIA Hunedoara, precum și de la filialele locale din Brad, Deva, Hunedoara, Ilia, Orăștie, Petroșani și Sântă Mărie Orlea.